După meeting a urmat o ceremonie de depunere de coroane de flori la bustul fotbalistului Mihail Klein, situat în apropierea stadionului din Hunedoara. Mișa Klein a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști, nu doar ai Hunedoarei, ci și ai României din toate timpurile. Deși au trecut 23 de ani de când nu mai este printre noi, Mișa nu a fost uitat. L-am prins jucând la campionatul mondial din 1990 din Italia. Am avut privilegiul de a participa la funeraliile impresionante care s-au organizat cu ocazia trecerii sale neființă și dincolo de asta am aflat de la toți suporterii corviniști că Mișa Klein a fost simbolul care însuflețea de fiecare dată spiritul corvinist. A fost un exemplu pentru noi toți. Îmi pare nespus de rău pentru copiii ăștia că nu au apucat să-l cunoască, să-l vadă jucând, să înțeleagă devotamentul și spiritul corvinist. El era reprezentantul generației, un exemplu pentru noi toți, pentru mine. Și de această dată, la comemorare a participat și fratele marelui fotbalist. De acord, trecut 23 de ani. Ne pare rău că el era sufletul nostru. El era sufletul nostru și... Mihail Klein a jucat 11 ani pentru Corvinul Hunedoara, dar a trecut un sezon și jumătate pe la Dinamo București, iar mai apoi s-a transferat în Germania. A participat la campionatul european din 1984 și Cupa Mondială din 1990. Fostul capitan al Corvinului a încetat din viață pe 2 februarie 1993, la 33 de ani, în timpul unui antrenament.